Bună ziua! E penultima întâlnire din anul ăsta. O să avem și vinerea viitoare. Ultima conferință de anul ăsta cu o notă o notă festivă și cu un bilanț al anului 2013 cu bune și cu rele. Da, până atunci, o să vorbim despre săptămâna asta, foarte tumultoasă, după cum bine știți cu toții. Pentru că de marți și până astăzi nu aud din partea politicienilor decât scuze despre cum au votat și despre necesitatea actelor normative supuse votului și cum că babau se ascunde de această dată în ambasadele și instituțiile europene. Din punct de vedere al partidului nostru, săptămâna a început practic calm, normal, nimic nu anunța ce nebunia va să urmeze. Am început luni seara cu o ședință de Birou Permanent Național, unde pe lângă alte hotărâri care vizau activitatea internă de partid, se bătea în cuie și lista candidaților noștri pentru europarlamentare. Era previzibil ca primele locuri să fie ocupate de cei care pot fi locomotive la nivel național al partidului și am numit aici pe Dan Diaconescu, Simona Man, Diana Voiculescu și Liviu Neagu. Urmând ca pe locurile următoare să fie Radu Orzață, candidat președinte organizației de București și apoi președintele organizației de diaspora și începând locurile s-au completat cu acei candidați organizațiilor județene care au obținut scoruri bune în cadrul alegerilor locale și parlamentare din anul trecut. Candidatul nostru aici de față este pe un loc, eu zic, onorant în prima jumătate a listei și loc de pe care ne vom face auziți și ne vom bate să obținem un scor bun pentru partid în județul Timiș. Au întârziat puțin la această ședință cei doi membri ai Biroului Permanent Național, care erau și membri în Comisia Juridică, astfel că ei au ajuns pe la 8:30 și ne spuneau că s-au pus, se discuta în comisie introducerea de urgență, în regim de urgență a unor acte normative, un pachet de legi care urmărea modificarea codului penal și de procedură. O modificare a statutului parlamentarilor, cu ocazia cu care acesta va fi scos de sub incidența reglementărilor în ceea ce privește funcționarul public, legea lobby-ului. Am zis, nimic nu se anunța, nici măcar nu am discutat despre utilitatea, inutilitatea acestor legi, pentru că neavând cunoștință despre ce conține acele acte normative, v-am zis, nu, încă nu am ajuns în dezbatere, așa că nu ne-am făcut probleme. În regim de urgență, a doua zi dimineața, au fost puse în cadrul biroului permanent al Camerei Deputaților, dar fără a vedea scriptic ce reprezintă acel act normativ, au fost niște minime discuții și am avut o reținere, dar doar datorită faptului că ni se solicita un vot în ordine. Votați că e bine. Da. Apoi, vorbesc aici de ziua de marți, am fost rugat de o foarte bună prietenă, Mădălina Turza, președinta unei organizații a părinților care se luptă pentru drepturile copiilor lor cu dizabilități. Și m-a
rugat să fiu alături de ea când în cadrul Palatului Parlamentului aduce în dezbatere publică și depune la un proiect de lege care viza tocmai apărarea drepturilor copiilor cu dizabilități, un acces nu doar formal la educație, pentru că asta este acum. Noi stăm foarte bine, inclusiv la nivel de reglementare, dar este un foarte mare formalism. Ne dădea exemplu, ne-a prezentat scrisoarea unei mămici care avea doi gemeni paraplegici și ne-a arătat carnetul de note și diploma de la sfârșitul clasei a patra, prin care erau premianți cu note de 10 la sport, la matematică, la limba română, copiii fiind aproape în stadiu vegetativ. Și când am zis, ce să fac, să mă bucur că am un copil premiant sau să o dăm naibii de educație la românească dacă ne limităm doar la a obține aceste diplome de absolvență, dar fără să pui nimic. Și le-am dat dreptate pentru că acei oameni nu vor să fie încă de pe acum sau să crească niște asistați sociali pe viață, ci vor să le creeze copiilor oportunitatea și șansa de a se ajuta singuri, de a deveni util pe măsura posibilităților lor pentru societate mai târziu. Cu acel suflet încărcat de energii pozitive, m-am dus pe urmă în plenul Camerei Deputaților, unde se dezbăteau furtunos, erau fel de fel de discuții care arătau că unii vor părăsi sala dacă se adoptă un anumit sistem de vot, se vorbea că se va vota electronic, dar secret, astfel încât sub acoperământul anonimatului să nu se vadă cine ce a votat, eventual ca să nu dea socoteală alegătorilor. Nu s-a agreat acest mod de a se vota, astfel încât ca să nu se expună riscului de a nu trece legea, proiectul de lege privind amnistia și grațierea unor pedepse a fost scos de pe ordinea de zi, iar rămânând acel statut al parlamentarului, prin care era scos de sub incidența funcționarilor publici, și acel proiect pentru legea minelor. Sincer, ulterior am văzut că a luat o foarte mare amploare, s-a fost privit ca un act de aproape eroism faptul că am votat împotrivă. Sincer, nu că ar fi contat votul meu, ați văzut și noastră că au fost foarte puține voturi împotrivă și nu puteau schimba ponderea cu care trecea sau nu trecea acel act normativ. Dar am vrut să-mi rămână măcar minim argumente de discurs. Acum urmează sfârșitul de an, sunt mai multe prilejuri de a da ochii cu alegătorii și pot pleca ochii în fața lor că nu am reușit și nu datorită mie să aduc finanțări în localitățile lor pentru, eu știu, drumuri, școli, grădinițe și locașe de cult și așa mai departe, pentru că îmi exced puterilor mele de decizie, dar pot în schimb să stau cu ochii sus, să-i privesc în ochi și să le spun că nu, din postura de parlamentar și trimisa lor în Parlament, nu mi-am votat imunități, privilegii și nu m-am pus la adăpost pentru fapte trecute sau viitoare care vor încălca legea. Deci, am vrut să arăt și să nu să mă justific, alții trebuie să se justifice, am vrut să arăt că, cel puțin din punctul de vedere, a fost un act absolut normal să votez nu. Și am votat nu și împotriva legii minelor, nu pentru că nu aș crede că nu este că exploatarea resurselor naturale cu care am fost dăruiți de Dumnezeu nu ar fi un lucru bun. Trebuie să o facem, trebuie să ne ajutăm, dar exploatarea resurselor la modul în care ni se propune ne-ar confirma ca și colonie. Să nu reușim să
valorificăm resursa, să-i dăm plus valoare prin, prin prelucrare ulterioară tot la noi, de către români, în întreprinderi românești, cu impozii și taxe plătite aici și doar să exportăm resursa afară, ați văzut, exportăm fructe, legume neprelucrate, exportăm cereale, exportăm masă lemnoasă, exportăm orice, dar ca și o colonie fără a aduce nouă plus valoare. Știți că și cei care folosesc mână de lucru românească o folosesc în regim de loan, în regim de salariu minim pe economie, cu taxe la minim, cu internalizarea tuturor riscurilor și externalizarea profitului. Este o stare de fapt și nu o declarație de-a mea, eu știu, anti-extremistă, șovină sau așa mai departe. Este o constatare, aș vrea să nu fie așa, aș vrea să se schimbe, aș vrea ca cei care ne conduc să ne lase, după un mandat, după un ciclu electoral, să ne lase mai puternici și mai bine așezați pe picioarele noastre. Asta a fost ce s-a decis în această săptămână în Parlament. Iar înainte să dau cuvântul colegilor mei, aș vrea să mai manifest, nu știu, părerea de rău este puțin spus. Îngrijorare este puțin spus. Este mâhnire să constați că actuala putere, care are un 70% zdrobitor, un 70% care e aproape 100% în ceea ce privește capacitatea de a promova prin Parlament, de a trece fără niciun fel de opreliște aproape orice. Este acea putere care îi putea face pe această generație de guvernanți să fie menționați mai târziu în cărțile de istorie ca acea generație pașoptistă, ca generația Unirii de la 48, și e foarte păcat că n-au înțeles deloc din puterea pe care le-a dat-o sau din destinul care le-a pregătit și s-au focusat pe interese punctuale, mici, mărunte, meschine, doar pentru a-și potoli foamea celor 8 ani de stat în opoziție. Am făcut această introducere pentru că, v-am zis, sunt îngrijorat și sunt mâhnit că, după ce au 70%, vor să anuleze de tot ideea de opoziție în cadrul Parlamentului. Dacă în înțelepciunea sa, electoratul, au acordat voturile astea, iar 1.300.000 de oameni au trimis parlamentarii pe PDD în cadrul Parlamentului, acum prin... aș vrea să puneți, dumneavoastră, că aveți acces la informații, aș vrea să puneți în oglindă discursurile confirmării noastre ca și deputați în Parlamentul României, să vedeți atunci că eram orice altceva decât oameni creditați că putem să facem politică la acel nivel. Au fost folosite foarte multe epitete, scursuri, intrați pe ușa din dosa istoriei, eram pe oriunde. Acei oameni sunt acum luați, prezentați ca trofee și oameni de valoare, de echipă și cooptați în cadrul partidelor doar pentru a anula orice idee de democrație. Mi-e pare foarte rău în ceea ce mă privește pe mine. Sper să nu fie prea târziu, se încearcă să se distrugă, să se dizolve cele două grupuri de Senat și de Camera Deputaților. Dar, așa cum se spune, nu săpa groapa altuia, e posibil să cazi tu în ea, așa cum sunt, au plecat de la noi oameni cu argumentul unor nemulțumiri sau unor neregăsiri
în cadrul nostru. La fel de nemulțumiți există oameni și în alte partide și nu vă ascund faptul că purtăm discuții cu acei oameni și în aceeași măsură în care unii pleacă de la noi, în aceeași măsură este posibil să atragem alți senatori și deputați lângă noi, pentru că chiar dacă au 70%, chiar dacă partidele lor sunt foarte, foarte mari, și în acele partide există doar 4-5 voci care contează, sunt foarte mulți oameni care nu au loc la masa bogaților și sunt la fel de nemulțumiți. Au, pe de o parte, anatema, stigmatul puterii, dar nu stau nici la masa bogaților, așa că acei oameni cu siguranță vor veni mai târziu când va exista șansa promovării pe o listă de alegeri sau să devină vocal și vizibil și mai mult decât pot în formațiunea de care fac parte acum. Asta este un crez, la asta vom lucra. Am rămas un de oameni care ne implicăm și care vrem să nu rămânem ca o coadă de cometă prin politică și vrem să rămânem mai departe să facem lucrurile pe care le-am promis în campanie.